Salut! Salut! Să ne înțelegem. Cine sunteți voi? Mini Răzvan și Mini Dani. Tu ești cine? Mini? Mini Răzvan. Tu ești Mini Răzvan și tu ești Mini Dani. Da. El e Mini Horia. Da. Delia și cu Mini. Auzi, dar știi că Maxi Răzvan e tatăl al doi copii. Știi care doi? Răzvan are doi copii, da? Să ai lui. Deci tu trebuie să fii Mini Tati Răzvan. Și tu ai un mini Mihaela cu tine. Nu. Cum să... Ce faci? Ești bine? Ce să tu? Am trei întrebări. Pentru mine? Nu. Prima la Ștefan, a doua la Delia. Mini, da, eu te ascult. Bine, ești foarte frumușel. Ce-ți face mai mult dintre actorie sau muzică? Mini, Dani, nu pot să-ți răspund. E o întrebare pe care mi-au mai pus-o mai mulți mini de-a lungul carierei mele. La mine e un tot. Așa, înțelegi? Am început cu actoria, muzica a venit după aia și le vin. Dar acum, dar nu spui la nimic. Da. Hai departe. Știi să gătești fără nicio rețetă? Spune un secret, nu știu să gătesc nici cu rețetă. Îți continuă răspunsul de lui, dar știe să mănânce fără nicio problemă. Exact. Cel mai mult. Pentru mine, ai vreo întrebare? Da. Ce întrebare? Ce muzică îți place cel mai mult? Muzica pe care o cântă Ștefan Bănică Junior. Asta era un răspuns, vrea să știi lucrul ăsta. Ștefan are un vino în coa. Înțelegi că apare pe scenă și mi-a fost și model pentru mine inspirațional. Așa cum tu ai un model inspirațional pe Dani, tu fii mini Dani, așa sunt și eu un fel de mini Ștefan. Cântă ceva de la... Ștefan? Da. Vrei cu poziție sau fără poziție? Poziție. Deci așa, privirea într-o parte. Să-și pasă cu cât. Atât. Deci deja te-ai impresionat cu poziția, da, pe melodia. Trebuie să trecem la următoarea întrebare. Tu, Mini Răzvan, niște cuți. Mini Răzvan, n-ai întrebări cu nimeni. Ba da. Ba da. În primul rând. Tu mănânci gălată? Tu mănânci gălată? Tu mănânci gălată? Genial. Mini Răzvan, întrebarea a fost foarte bună. Eu mănânc și mănânc destul de mult. Doar că n-am un... aș vrea să mănânc sănătos. Asta e cel mai important. Acum ne-am dat seama, la vârsta asta, trebuie să încep să mănânc sănătos. Dar de mâncat mănânc, chiar dacă nu pare. Dar e sigur că mie ai vrut să-mi pui această întrebare? Da. Te măriți cu mine? Wow! Sunt frumos, cheamă Răzvan, știi? Da, nu este. Da, nu ai nici întrebarea asta. Pot să-l păstrez și pe Răzvan mare și mă căsătoresc și cu tine. Mini Răzvan și Răzvan. Dar nu știu dacă nu ești cam mic. Benciu. Nu ești cu vreodată la toaletă? A fost vreodată la toaletă. Oh, Doamne! Da, o întrebare foarte bună. Cred că chiar Simon Cowell ți-a spus să pui această întrebare. Mi se pare o idee foarte bună. Da, toaletă, sigur că da, acolo citești cel mai tare romane polițiste și cel mai tare jocuri de calculator se desfășoară în toaletă. Te-a fost vreodată la toaletă? Normal. Adina, ai fost la... Ce faci la toaletă? Sau. Exact același lucru. Zi-mi dacă tu știi o melodie. Știi o melodie de la noi trei? Nu. Nici pe toaletă nu știi. Dar ai vreo vedetă preferată de muzică? Îți place ceva, cineva? Da. Zi-mă un... Toată, da, fără de noi trei. Asta e bine, imparțial. Connector, Smiley. Foarte bine, Connector. Aruga. Ce de la Connector, ce știi? Eu vara nu dorm. Da, tot somnambul. Da, altul. Tu ce știi să cânti? Păi, nu prea știu să cânt. Nu știi nici veta, maestrica, chiuveta? Aia nu știu să cânt. Nu? Dar cum sună melodia? Veta, maestrica, chiuveta. Cine o cântă? Ștefan Bănică Junior. Formidabil. Fantastic.
Să-mi dai și mie telefonul lui. Vreau să vă strâng mâna. Mie mi-a plăcut interviul vostru foarte tare. A fost curajos. Și foarte scurt și... Dar mini Răzvan sau mini Dani? Sau mini Răzvan sau mini... sau Big Dani? Deci nu mă pot decide, că asta mă gândeam, da? Sunteți foarte dulci, amândoi și simpatici și... La ce te vezi asta? Da, ești pe nume. Și asta, poate palma aici. Mini Răzvan și mini Dani sau Răzvan și Dani? Mini Dani și mini Răzvan, voi știți cine sunt eu de fapt? Da. Cine? Maria Brenciu. Nu. Eu sunt străbunicul vostru. Da, hai, ne vedem de dimineață, pa! Ne vedem la X-Factor! Ne vedem, ciao, pa, mini Răzvan, pa, mini Dani!